creștinii ortodoxi se află începând de lunea aceasta în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a hirotonit cu această ocazie un preot și un diacon. În cuvântul de învățătură, Preasfinția s-a amintit câteva aspecte istorice legate de acest post rânduit de biserică și a dat câteva îndemnuri practice credincioșilor prezenți. Este un post vechi, amintit și de Constituțiile Apostolice, încă din veacul al IV-lea, iar cu vreo 60-70 de ani mai târziu, unul dintre episcopii Romei, Leon, îl amintea în omiliile sale, amintea de existența acestui post al Sfinților Apostoli, care la început s-a numit și postul Cinzecimii. În perioada de început a Bisericii, în veacurile 4-5, atunci când Sfinții Părinți au stabilit numeroase reguli pe care creștinii aveau să le împlinească mai apoi, până în vremea noastră, postul acesta era legat de sărbătoarea Cinzecimii. Creștinii doreau să-și păstreze în curăție viața, zilele care urmau acestei mari sărbători a Cinzecimii, pentru a se învrednici permanent de darurile Sfântului Duh. Deci, numit la început postul Cinzecimii, iar mai apoi postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, unul dintre cele patru posturi importante ale Bisericii, din cele patru posturi de lungă durată de peste an. Drept creștini, în fiecare post avem posibilitatea să ne apropiem de Dumnezeu prin curățirea de patim, prin lipsirea de orgolii, prin facerea de fapte bune, prin împlinirea poruncii iubirii atât de necesară în lumea în care trăim. De asemenea, Preasfinția sa a vorbit și despre sfinții mucenici Nicandru și Marcian, martirizați în cetatea Durostorum. În această zi de 8 iunie, pomenim pe doi sfinți care au mărturisit credința creștină, l-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos, chiar pe teritoriul țării noastre. Este vorba de sfinții Nicandru și Marcian, care au pătimit în vremea împăratului Diocletian, în perioada, el a domnit în perioada 284-305 după Hristos, și în această perioadă, din porunca unui cezar, Maximian Galeriu, ei au fost închiși, au fost torturați, adică chinuiți, pentru faptul că nu doreau să abjure de la credința lor creștină. Erau, după puținele informații care se păstrează, erau soldați în armata lui Diocletian de pe teritoriul țării noastre și au refuzat să se închine zeilor și să jertfească lor. În toată această perioadă, până la edictul pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare l-a promulgat în anul 313, Biserica s-a confruntat cu o grea perioadă de persecuții. Persecuții care au început de la împăratul Nero și s-au încheiat parțial în vremea împăratului Constantin, deși ele mai târziu, sporadic în anumite zone, au continuat. Anul acesta, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel are o durată de 3 săptămâni.